dragii noștri, în această seară, iată, ne ajungem și în Hârlău cu o surpriză frumoasă pentru Constantin și Andreea, care astăzi sărbătoresc dragostea. O surpriză venită cu toată dragostea din partea unor persoane dragi. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să vedem cum vor reacționa domnii la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună seara și bine v-am găsit. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, miresi că o văd deja emoționată, dar cumva bănuiești din partea cui vine această surpriză? La cine te gândești? Nu pot să... Bănuiesc că din partea celor care nu sunt aici, sunt în altă țară. Așa. Am să încep cu cadourile. Florile sunt pentru tine. Șampania. Și avem aici un piculeț, am să vă rog să luați. Și am să vin eu în ajutorul dumneavoastră, pentru că noi mai avem de transmis câteva gânduri. Câteva gânduri scrise din toată inima, din partea celor mai dragi, care sunt așa, dragi căsătoriți. Căștept pentru această zi grandioasă și pentru bucuria pe care o trăiți în acest moment special. În acest moment unic din viața voastră vă trimitem cele mai calde urări și gânduri de bine. Să păstrați iubirea voastră intactă și mai puternică de-a lungul anilor. Iar fiecare zi să vă aducă împlinire și fericire în preajma celuilalt. În fața încercărilor pe zi, să fiți mereu o echipă solidă, capabilă să treacă cu brio pentru orice provocare. Dorim ca viața voastră de familie să strălucească mereu în lumina dragostei și să fie mereu plină de momente frumoase și de bucurii. Să vă sprijiniți unul pe altul în toate momentele, să prânziți fiecare clipă și să sărbătoriți fiecare reușită în comun. Chiar dacă nu v-am putut onora cu prezența fizică în acest moment, să știți că suntem alături de voi cu inimile și gândurile noastre. Vă iubim enorm de mult și ne simțim mândriți că facem parte din familia voastră. Încheiem cu dorința de a avea o casă de piatră plină de armonie, iubire și bucurie. Să știți că noi, indiferent de distanța care ne desparte, noi suntem aproape astăzi în această seară. Surpriza vine cu drag din partea verișoarei Andreea și a moșului Constantin. Casa de teatră vă spunem și noi. Mulțumim. Iar acum, dacă Miresica este mai curajoasă, să-i transmiți și noastră ceva. Iar acum, dacă aveți curajul, să luăm și uculeț un pic la dans. Seară bună, lume multă, bine ați venit la nuntă. Asta-i nuntă din povești, la nunțile împărătești-mă. Seară bună, lume multă, bine ați venit la nuntă. Asta-i seara serilor, e sărbătoarea mirilor, mă. Să-nchinăm, să bem, să chefuim, până azi să ne veselim. Astăzi cu mir și naș, cu socrii și nuntaș, vom bea și vom cânta, cu toții până-n zor vom sta. Dragă mire și mireasă, viața fie vă frumoasă. Ani frumoși și fericiți și la necaz să fiți uniți, mă. Dragă mire și mireasă, viața fie vă frumoasă. Să vă țină Dumnezeu și să nu dați de niciun greu, mă. Să-nchinăm, să bem, să chefuim, până azi să ne veselim. Astăzi cu mir și naș, cu socrii și nuntaș, vom bea și vom cânta, cu toții până în zor vom sta.
mare, nu ne mare, ia mai toarnă în pahare. Că de la ea azi ești naș, ca să cistești cu alți muntași, mă. Nu ne mare, nu ne mare, ia mai toarnă în pahare. Nici pe nașa n-o uita, toarnă și e un pic să bea. Să chefuim, până azi să ne veselim. Astăzi cu mici și nași, cu socrii și nuntași,